Sunt 211 adăposturi de protecție civilă în întreg județul, din care câteva sunt în Făgăraș. Este vorba de subsolurile blocurilor, a liceelor sau chiar subsolul catedralei din Făgăraș este considerat adăpost de protecție civilă. Aceste adăposturi publice înseamnă că în momentul în care se primește semnalul de alarmă, alarmare, persoanele care sunt în tranzit pot intra în aceste adăposturi publice până trece pericolul semnalat, gen în principal alarma aeriană. În adăposturi publice sunt amenajate în subsolurile clădirilor publice în general. Oricum, populația, marea majoritate populației se va adăposti în subsoluri individuale, deci aproape un procentaj foarte mare sunt pirnițele personale, locurile au acest gen. Iar pentru populația care este în tranzit, să zicem așa, sunt adăposturile publice în Republicii numărul 3 și 6, Colegiul Radu Negru are, Colegiul Doamna Stanca, blocul 2 de la gară, în Filimon Sârbu, Protopopiatul, subsolul și Catedrala. Potrivit legii, acestea trebuie să asigure un metru pătrat pentru fiecare persoană adăpostită. Sunt construcții destinate adăpostirii populației pe termen scurt. Gândirea adăpostului public este în felul următor. În momentul în care se primește semnalul de încetare a alarmei, persoanele pot să părăsească adăpostul public. Deci, este o adăpostire începând de la primirea semnalului până la încheierea semnalului. Deci, nu este prevăzut cu adăpostire de lungă durată. Deci, nu se poate discuta de așa ceva, deoarece nu vorbim de tabere, de alte situații. Majoritatea spațiilor au o altă destinație, cum ar fi beciurile, dar spun reprezentanții municipalității că în caz de nevoie, acestea trebuie rapid golite și date în folosință.